Bătaie de joc și umilință la centrul de diagnostic și tratament din Cluj. Zeci de pacienți s-au călcat în picioare la propriu astăzi dimineața ca să prindă o programare la balneologie. Întreaga scenă a fost filmată de un pacient care aștepta și el la coadă. Omul a povestit că în acest timp o femeie chiar a avut o criză. Am asistat și la leșinul unei doamne ce aștepta la coadă, cât și la inevitabilele tentative ale unora să se fofileze, să intre în față, să se descurce mulțumiri tuturor oamenilor de decizie de la nivel local, județean și național pentru această contraperformanță greu de egalat. Un sistem de sănătate muribund care ajută bolnavii mai degrabă să părăsească această lume decât să se însănătoșească, a scris pacientul pe o rețea de socializare. Conducerea spitalului, care administrează cea mai mare policlinică din Cluj, spune că nu are nicio vină pentru situația creată și arată cu degetul spre Casa de Asigurări de Sănătate. Atât timp deci, cât oamenii sunt uh, foarte mulți, uh, pacienții sunt uh, extrem de numeroși, iar fondurile de la Casa de Asigurări sunt extrem de puține. Managerul spitalului mai afirmă că oamenii s-au adunat astăzi într-un număr atât de mare pentru că în data de 15 a fiecarei luni se face repartiția pentru analize pe următoarele două săptămâni.